Welcome, boys! Astăzi revenim pe oceanul nostru favorit, boys! O luptare în triunghiul Bermudelor, boys, dar astăzi ne umplem rezervorul elicopterului, boys, și merem la explora pe ocean. Nu mai facem aceeași greșeală să plecăm fără combustibil, boys, așa că astăzi când am zburat, efectiv am găsit primul nostru monstru din ocean, boys. Am găsit rechinul gigantic Megalodon, efectiv mânca o balenă. Pe lângă asta mi-a făcut curaj pentru voi, boys, ca să mergem să vedem cât damage îi dăm cu sulițele noastre de lemn, așa că, boys, rămâneți să vedeți până la final ce se întâmplă. Aventura de astăzi o să fie una nebună, pentru că ne facem rost de combustibil, boys, ne facem rost de cartofi și mergem să găsim Megalodonul, boys. Hai de capul meu, boys, așa că dacă vă place seria asta, nu uitați să dați butonul de like și subscribe, să intrați în Uga Bugarmi. Așa că, boys, hai să vedem cum arată rechinul Megalodon și să aflăm dacă putem să-l omorâm, boys. Wow, boys, bună dimineața pe insula asta al omul ăla ciudat care aici și-a făcut casa asta. Am stat peste noapte și efectiv nu e nimeni aici. Efectiv e goală casa, nu e nimeni. I-a lăsat porcul ăla surpriză înăuntru ca să vedem dacă vine înapoi acasă și chiar stă cineva aici, să vadă că a fost cineva la el. I-a lăsat surpriza asta înăuntru, un porc mort cu niște sulițe în el, boys. Și când vine, îl vede înăuntru să știe că nu-i singur. Dar, bă, până atunci, cred că-i bem apa, boys, că suntem pe moarte, efectiv. Nu mai avem mâncare acasă, dar ne reîntoarcem acasă cu 4 barabule cartofi, boys, crumpe. Nu știu cum spuneți voi la cartofi, dar, da, mere să facem benzină de cartofi, boys. Avem, cu 4 cartofi putem să facem un rezervor plin de elicopter. Deci astăzi o să merem să ne folosim de toată benzina aia, să explorăm oceanul. Poate găsim ceva foarte important, poate găsim una dintre creaturile alea gigantice. O să merem în sud, unde n-am fost niciodată, boys, am fost doar în nord, înspre epava aia gigantică și lângă insulele noastre. De data asta o să merem mult mai departe, dar hai să merem înapoi acasă, boys, să ne aprovizionăm cu mâncare până să facem benzolul. Ne punem repede. Bine, boys, hai da, înapoi spre casă. Mere și vânăm domnișorii pești, băgăm sulița în ei, boys, și îi prăjim, boys. Să avem mâncare și mergem să ne facem un loc unde putem să facem o sticlă de apă, pentru că am văzut aici, boys, între timp cât timp merem acasă, stați așa. Deci numai puțin, stai să nu mă pierd. Am mers la insula aia, deci de la insula aia cu epava gigantică am venit la asta. Și de la insula aia de acolo, numai puțin, boys, ia să ne scoatem lupa. La revedere, bună ziua! De la insula aia am venit spre insula asta, deci să știm unde să merem, boys. Merem spre insula aia. E puțin periculos, boys, dar suntem în siguranță pe raftul nostru, boys. Nu ne mâncă nimeni, numai dacă vine balena, boys. Dacă vine balena și ne atacă, am murit. Efectiv, n-a venit nicio șansă contra balenoaie. Dar să sperăm că nu vine balenoaia. Stăm aici la umbră, boys. Welcome! Bă, sper că aia e insula și nu mă pierd spre casă, boys. O să fie o aventură pe cinste astăzi, așa că fiți atenți aici. Vreau să craftez eu un din ăsta, boys, un tanning rack. Pentru că cu tanning rack-ul ăsta, aparent, stați să vă arăt așa. Pot să fac, fiți atenți, unde era water bottle? Ia, aici oare? Unde era water bottle? Consumables, ia să vedem. Consumables, aici așa. Uite, water skin! Și cred că cu ăsta o să putem să udăm toate plantele, boys, să ne creștem cartofi, să ne facem ferma de dita mai cartofi, boys. Neapărat, uite, water bottle. Ne trebuie și clay furnace. Ai de capul meu cât ne facem astăzi, boys. Dar, îți tare curios, cine stă acolo? I-am lăsat acolo porcul ăla. Bă, aici m-am speriat că am văzut o balenă, boys. Ok. Bă, oceanul e foarte, foarte liniștit momentan. Totul este bine, boys, nu mă deranjează. Ia să vedem, e casa noastră acolo? Abia văd, mirau! Ok, cred că acolo e casa noastră, boys, nu prea văd bine, dar sper să fie casa noastră acolo, că dacă ne pierdem și casa noastră acolo, de fapt, am încurcat-o. No, e fain, boys! Opa, s-a oprit muzica, boys, aia e frumoasă. Când se oprește muzica frumoasă, nu e bună, boys. Nu e bună deloc când se oprește muzica. Alo? Cineva aici? Cine îi? Balenoaia? Ok. Bun, hai să vedem ce mai putem să craftăm aici, boys, până ajungem acasă. Dacă nu, nu cred că o să avem să facem furnace. Ne trebuie 6 clay. Bă, e ușor, dar ne trebuie foarte mult lashing, boys. Ne trebuie prea multă funie bolundă. N-avem cum să facem așa rost de multă funie, dar poate cu tanning rack-ul ăsta o să putem face. Sperăm să ploaie, boys, să ne crească mai mulți cartofi bolunzi.
Să ne facem combustibil, bă, boys. Bine, haide spre casă, boys. Și o să trebuiască să ne mărim raftul, că am aflat că putem să ne punem, fiți atenți aici, facem building, deci așa, nu, vehicles, farming, story, așa, aici la crafting, putem să ne punem mobilă pe raft, boys. Oh, 27 de zile, boys. Bine, acasă, vine acum cu cartofi, acolo e casa noastră, uite-o. Bine, boys, haide, să mergem repede acasă. Ok, boys, bă, stând aici și așteptând să ajungem acasă, boys, așa de frumos e jocul ăsta, uite cum se văd nori încolo, așa de realistic și frumos apa, uite ce albastră și faină apa, boys, e ireal, boys, cât de pierdut suntem aici și cât de grav e situația noastră, bă, e prea, prea fain. Oh my god. Oh my god, boys, vine furtuna, oh my god, nu e bună, oh my god, vine furtuna, boys. Chiar ce vreau să vină, dar nu acum când sunt la apă. Hai repede. Nu. Oh! Oh my god. Ai Marlin, boys, e peștior din ăla de mare cu nasul ascuțit, boys. Vai, credeam că vine furtuna, credeam că s-aude tunetele de la cer, dar de fapt era peștele în apă. Hai de capul meu. No! Mă păcălim, bă, boys. Ok. Bun, hai să vedem, ajungem acasă, ne punem direct cartofii la făcut combustibil, boys, îți curios cât ține un rezervor plin la elicopterul nostru, o să mergem cu el în sud, încolo mergem, boys, pentru că, vedeți, aproape nu este nimic acolo, what? E gol, da de creatura aia gigantică care ne-a zis omul a ciudat și poate putem să luăm în sfârșit o unealtă să reparăm avionul ăla. Habar n-am ce să fie, boys, dar astăzi, bolul zale, ajungem acasă, bă, boysi! Bine! Haida! Oh, bună ziua, rechinaitzer, mi-o fodor de tine! Bună ziua, rechinul tigru! Uite ce rechin tigru sau rechin alb e la urât, boys, why? Ok, uite ce fain se vede! Ai de capul meu, bă, ireal jocul ăsta. Graficele sunt absolut prea, prea frumoase și normal. Normal că e Mr. Krabs aici. Bă, stai, Mr. Krabs, nu te supăra. Stai așa, iar am făcut greșeala să las pânza jos. Ui, uite, rechinul, boys, ok, nu contează. Hai să punem aici ăsta, welcome. Scoatem, doamna, țeavă de lemn, boys. Ok, bună ziua, domnul Krabs. Na. Au, ce făceam, mă, dormea, au. Au. Au! Bă, da, mă, ciupi bine, mă, crab-ul! Ok, hai să punem cartofițării, boys, dar... hai să punem totuși doi. Punem doi aici și ne punem lemn. Poți să punem fire, nu putem spune în ăsta fire. Trebuie să punem puțin lemn acolo, boys. Să ardă tot combustibilul! Să ne face să merem, bă, boys, normal! Opa, stați așa, bun, punem aici foc. Numai bine, ai de cam câte suliți avem. Data trecută am făcut level la crafting. A făcut 1000 de sulițe, boys. Drinkable coconut, vezi că asta putem să-l bem. Nice, sorbel. Nu pot să-l sorb, cred că e empty. Da, e gol. Ok, unde era kindling-ul, boys? Nu vreau să mai irosesc, uite aici era kindling-ul. Ca să aprindem focul, boys. Nu mai vreau să irosesc lemne ca să facem focul, boys. Deci, facem așa, îl lăsăm aici. Și hai să vedem cartofițării noștri. Totul bine la cartofi. Wow, boys, oh my god. Asta e cartoful care l-a luat atunci. Nu, asta e cartoful. Ok. Credeam că o cresc cu cartoful normal, boys. Nu! What? Bă! Cartofii noștri! S-au stricat. Ni s-a stricat cartoful, boys! Nu! Oh my god, o cresc cu scroafa. Nu cred că o cresc cu scroafa. Boys, spoil pot. Mi s-au stricat cartofii. Nu cred. Deci, boys, îmi vine să plâng. Fiți atenți, te rog spune că pot să pun cartofi stricați aici așa. Te rog spune că pot să pun cartofi stricați în asta. Yes! Doamne, puteți să pune ăștia că stricați. Bă, nu mă interesează, mersi, bă, boy. Poți să fii stricat cât vrei, numai să crești, bă, boy, nu mă interesează. Nice, ok. Ia să vedem, totuși, dacă l-au crescut. Aici așa, au crescut, boys. Problema e că scroafa asta e acima acum, mă. Ai de capul meu, boys. Ok. Luăm ăsta, boys.
Bun, plant potato. Oare putem să plantăm mai mult de unul? Uai, uite nava aia, boys, unde e avionul acolo. Deci, stai timpul când o văd, efectiv, uit cât de gigantică e din depărtare. Cum se vede acolo, vedeți? Ok, bun. Hai să mai tragem de timp, boys. Repede să merem aici. Ne facem totul ăsta. Punem spoiled potato-ul. Ia, îl punem aici să facă un combustibil plin, boys! Plin la maț de combustibil! Nice! Și așteptăm aici să facă ăsta. Focul, mai trebuie să punem pe foc, boys. Asta e clar, mai trebuie să punem pe foc și trebuie să ne facem tanning rack-ul ăla ca să ne facem să udăm și noi cartofii să crească. Domnul cartofaițăr, că nu crește atunci. Ok, hai să tăiem un copac, boys. Vreau să tai aici unul care nu arată, nu ia din insula noastră. Momentan, cred că n-avem niciun copac de tăiat, boys. Nu-mi spune că trebuie să mă la tăiat de copaci, că plâng. Nu-mi spune că trebuie să tăiem copaci, că plâng. Oh, nu, boys. Cred că va trebui să tăiem copaci, că nu mai avem așa multe din astea aici, boys. Numai câteva sticuri, uite aici. Ok, ia-le astea totuși și pune-le acolo. Pune-le pe foc și hai să așteptăm să facă fuel-ul, boys. Totuși că o să colecționez aici fuel-ul ăsta. Bun, și trebuie să omorâm și scrofa asta, că o să ne atace, iacă-te-l! O crescut pompii, boys, noi, fain? O crescut scrofa, dar, bă, nu-i rău că putem să punem aici pe foc să... Efectiv, facem carnea fumată, să avem ce mânca. Dar problema e cu apa, nu-i cu altceva. Dar poate să vină poate să vină ploaia, boys. Așa că, haide să ne plimbăm puțin aici și să vedem, așteptăm puțin după ăsta. Ia ce fain să vede foc acolo, boys, între astea, bă, e ireal. Bun, aștept puțin să facă fuel-ul și revin imediat, bă, boys-i. Bun, boys, ce o să facem noi acum este tanning rack. Mai aveam aici câteva lemne înăuntru. 1, 2, ia să vedem câte avem la noi. Avem 1, 2, 3, 3 lemne și mai aveam una afară aici, așa, pe jos, boys. Vreau să facem un tanning rack neapărat ca să putem să craftăm leather, boys. Leather strips, ca să nu ne-am luptat după ele. O să le craftăm de pe porcii care cresc pe insula noastră. Trebuie să ne facem o insulă care ne susținem efectiv cu mâncarea, cu apa, cu tot, personal, boys. Să nu mai merem să căutăm nimica afară, pentru că dacă te merem la explorat, riscăm să murim și e grav, boys. Dar o să trească să merem la explorat cu elicopterul. Până atunci, hai să luăm de aici funia, boys. Welcome. Bună ziua, doamna funie. Și hai să culegem lashing din ăla ca să ne facem funie, boys, mai multă funie. Bună ziua, mulțumesc. Ia din asta că crește. Yuka 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulțumesc, pa boy. Mai întrebă doar una și o să fac două, că am mai lotat una dinainte. Bună ziua, bună ziua. Opa, am văzut pe jos cumva pe aici. Nu? Ok, nu contează. Mai este pe aici o plantică mică. Bună ziua, unde e planta? Aici, boys. Yes, ok, craftăm lashing, bună ziua, și acum ne facem un tanning rack, aici am noi la casă, bă, boys-i. Bun, nice, ia cătă-l, avem și tanning rack aici, avem și foc, avem de toate, perfect, bun, ce trebuie să facem noi este să craftăm un water bottle, să avem apă la noi să sorbim tot timpul, foarte important, boys, apă, 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 apă. Deci ne trebuie două leather stripuri și un lemn. Perfect. Hai să luăm leather stripurile de aici că avem leather-ul. Scuri... Oh, bine, că luat atâta cutia cu mine, boys, nu-i fain? Luăm aici două leather-uri de la porc, că am tăiat porcul atunci. Și ia să vedem, putem să craftăm acum? Da, uite, leather strips. Nice! Bine! Ok, ne mai trebuie doar un lemnizer, boys, să ne facem o sticlă de apă. În sfârșit, după atâta timp, bem și noi apă din sticlă, boys. Bine! Ok, acum problema unde e un stick, boys, că n-avem niciun lemn aici. No, bine, boys, welcome. N-avem niciun lemn aici. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc. Dai, ăsta e lemnul. Nice! Perfect! Bun! Ia să vedem, bună ziua. Opa, quick craft. Nu. Nice! Water skin! Ia cătă-l! Hai să mergem să ne luăm apa de acolo, că am tăiat frunzele de palmier și s-au adunat aici apa, boys, în ăsta. Sigur e plină ăsta de când am venit noi ultima dată. Bună ziua! Yes! Nice! Ok, cât de mult are ăsta în el? Sunt curios. One serving. Ah, ok. Două serviri. Deci, ok, două guri. Avem două guri în el. Ia să vedem. Putem să udăm aici? Trebuie să creștem cartofii, boys. Oh my god. Nu pot să ud. Trebuie să ploie! No! Trebuie să băgăm dansul ploii, bă, boys-i. Ok, hai să vedem înapoi acolo, să vedem cum stă focul, boys, de la fuel. Trebuie neapărat să facă fuel-ul, bă, boys-i, să ardă focul.
Mai este foc. Oh, este bine foc. E jumate. Mere l-a explorat imediat, bă, boy, zi. Nice. Bun, perfect, bă. Mere totul cum trebuie, bă. Mere perfect. Ce trebuie să facem noi acum? Îi să vânăm porcul ăla. Bun. Nu mai țin minte unde aveam săgețile astea de la ăsta. Dar ia să vedem aici. Bună ziua. Crude fishing speed. Am o idee mai bună. Bă, boys, serios? Am o idee mai bună. Stați așa. Lăsă-te astea aici, fiți atenți. Porcaițăr! Păi nu m-am cace, porcaițăr. Uite-te cât e suniț avem aici. Ile fictația înăuntru, bă, boys. Am făcut surițele astea, dacă mai țineți minte, acum două episoade, ca să fac level up la crafting, să ne putem crafta ăsta să facem fuel. Deci, boy, suntem efectiv scoși pe viață. Putem să omorâm câți porci vrem noi. Bun! Acum, boys, e problema că noi avem atâta HP și sper să nu ne dea damage porcul, așa că hai să începem vânătoarea de pompi! Pășe încoace, scrofă! Na! Na! Vei muri, scrofă! Vei muri! Na! Au! Ok, 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 ok. Trebuie să fugim, ne întoarcem kite. Bum, 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 bum. S-au blocat. Nice hit! Bo- ah, fuge! Na! 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 Yes! Niciun hit la scrofă! Nice! Ok, ia sulițele, boys, că ne trebuie sulița. Neapărat. Ia, iară nu vrea să îl tai, boys, săracu. Am găsit un stick. Nice, încă un stick acolo. Lasă aici toate astea pentru vânat de porculeci, boys. Și hai să ne luăm uneltele înapoi. Bună ziua, mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc. Aici așa trebuie să fi avut un cuțit, boys. Un cuțit de piatră. Pe aici pe undeva l-am lăsat acasă, dacă bine țin minte. Nu l-am luat cu noi cuțitul ăla de piatră. Deci, revin imediat să îl găsesc, baboizi. Era aici, perfect, 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 perfect. Nice, baboizi, bine, nice. Hai să mergem să tăiem porcul, îi luăm tătă... Nu, nu vrea, baboi. În momentul, deschide gura, domnul porcaițăr, să te pârgălesc, mulțumesc. Ui, cât... am uitat că ne dă leather. Nice, ne dă piele. Perfect, 4 din alea de piele ne dă. Numai bine. Și, ia, punem aici, bună ziua înăuntru. Ai de... deci porcii ăștia sunt insane. Și efectiv avem insula plină de puiuți ca să crească în continuu. Nu mai avem loc în inventar. Deci așa de multe chestii ne dă că nu mai avem loc în inventar. Baboiu, îți mulțumesc din suflet. What? Mi-a îndropat? No, nu spune că mi s-a rupt cuțitul, boys. Oh, nu, mi s-a rupt cuțitul, boys, what? Nu, era aici. Bine, baboi, m-am sperat că mi s-a rupt cuțitul, boys, nu, e fine. Ok, bagă mâncarea, da, două bucăți de carne din tot porcul ăsta. Sigur a tare sens, ba, doi zi, da, mulțumesc. Bun, ia aici sticul, de fapt, hai să punem aici prima oară carnița, că suntem plini, boys, la maț. Atașăm aici carnea, nice! Luăm aici sticul, bună ziua! Punem și să facem foculețul de sară, boys! Să mâncăm și noi bine sara! Aici așa frumos! Nice! Oh! Yes! Bun! Cuțitul lăsăm în casă tot timpul, în chestul ăsta zic eu să lăsăm. S-au aprins luminile de noapte, boys! Mai țineți minte că avem lanternele astea și lanternele astea s-au aprins noaptea. Nice, să vedem și noi bine aici frumos la noi, baboizi. Bun, perfect, ok. Ăsta să face smoking, să afumegă, numai bine. Și benzina, benzina, boys. E aproape gata benzina. În seara asta e gata benzina și o să merg la explorat în partea aia, în sud, unde nu este mică. Haideți să vă arăt, boys. Poate acum în noaptea se vede mai bine oceanul de la lună, dar vedeți? Sunt câteva insule acolo, dar... în partea aia, efectiv, e gol. Deci, e gol. Văd o insulă îndepărtată. N-am fost niciodată în partea aia. Vreau neapărat să văd dacă puteți găsi ceva acolo. Bă, ui, ce fain să vede, boys. Cum bate focul noaptea, lumina de la foc, lumina de la cabană. Nice. Bă, boys, ce mai fain loc de camp. Aici la noi, bună ziua. Ok. Bun. Boys, cred că putem să stăm aici relaxați până să face fuel-ul și o să revin imediat înapoi.
Oh, boys, bună dimineața! Am tras cu wechiul pe dreapta, boys, am dormit puțin, am mai pus aici câteva frunze de palmier care le-am cules de aici, așa mai tăiat puțin copăcei, boys, dar mi-am pus acolo la foc niște sticuri, boys, ca să se umple la fuel steel și la mâncare să termine, boys. Problema e că rămâne fără apă, dar ne descurcăm cu ce avem acum aici. Avem sticla asta plină, dăm două sorbeli, mai băgăm de aici. Bună ziua, Jerry, tu nu vrei să bei apă, bă, boy? Bă, deci chiar e frumos jocul ăsta, ce fain vine soarele, Jerry, stai la bronzare, bă, boy, bagă-te, haida. Stai acolo să-ți prăjești toată pielea aia bolundă de pește puturos, boys, da. Welcome! Bun, avem aici apa noastră, suntem cu 3 bucăți de apă, 3 bucăți de carne. Totul este bine, hai să salvăm totuși aici așa. Numai bine, bună dimineața, mulțumesc. Îl luăm pe Jerry și hai să vedem dacă s-a făcut acolo combustibilul și carnea. Să băgăm la masă, să merem la explorat cu elicopterul, boys. Pe lângă asta, bă, am văzut aici că cartofii ăștia efectiv încă rămân să crească. Deci, poate nu trebuie să mai replantăm cartofii, adică n-ar avea sens, aia tot o să crească. Dar am băgat toți cartofii să facă combustibil, boys. Aaaa! Ne mai trebuie puțin! Efectiv, mai trebuie una, boys, ca să nu merem cu rezervor plin, să n-avem deloc nici nimic ca rezervă, boys. Trebuie să avem măcar jumate de canistră rezervă, așa că... Iară! La tăia de copaci, bă, boys, nu mai pot câți copaci să mai tăia de pe insula noastră frumoasă, boys! Nu! Poate mai găsesc aici sticuri, boys. Dacă nu, va trebui să mai tăiem un copac de aici, boys. Aia e. Nu avem ce să facem fără copaci. Ne tăiem de pe insula noastră. Welcome. Uita ce-l tăiem pe ăsta, boys. Dar o să merem băgând toată benzina la elicopter și merem în sud, în sudul insulei noastre. Nu știu dacă e sudul sau ce îi, dar merem încolo, boys, și să vedem ce găsim în partea aia. Boom! Nice, ok. Hai să facem și ultimele bucăți, ultimele picuri de combustibil să băgăm acolo, ba, boysi. Nice! Nice, bun. Ok, luăm două, băgăm două sticuri acolo, boys, și... Numai bine, când o să putem să merem cu elicopterul, o să merem de pe insula pe alta, să minăm, să luăm foc. Bun, pune aici, hai să luăm aici kindling-ul. Unde e kindling-ul, boys? Aici e kindling-ul, numai bine. Să-i dăm drumul la foc și ultima bucată de combustibil, ba, boysi! Nice! Ok, hai să luăm aici ăsta. Deci, vedeți, e pe jumătate plin. Se vede puțin alb la jumătate, e pe jumătate plin. Hai să colecționăm tot ăsta. Umple rezervorul la baboi, hai da! Deschide gura, ghirocopterul! Deschide gura, boom! Deci, efectiv, l-o sorbit tătul, boys, dar așteptăm să mai facă și ultima bucată de combustibil să avem rezervă, boys. E bine să avem în plus decât în minus, că niciodată nu se știe cât rămânem sau poate nu ne ajunge să venim înapoi, boys, deci trebuie să avem rezervă extra. Asta e primul lucru care trebuie să-l facem. Aici s-a făcut carne, bă, boysi! Bagă la masă, mulțumesc! Ia, ui, suntem plini! Ok, perfect. Până atunci, boys, să fac eu îi să bem apă și să luăm de aici palmierul care l-am tăiat, să-l punem să facă apă până venim noi înapoi, bă, boysi! Neapărat, dă-i! Perfect, nice. Ok, luăm 3 din astea. Merem să le punem acolo la apă, numai bine, și ne pregătim de plecare, pocial, boys. În sfârșit cu rezervorul plin. Și ne lăsăm câteva iteme acasă, nu merem cu inventarul plin, boys, pentru că poate găsim ceva să lutăm pocian, ce e important. Ia să vedem, boom. Oh my god, l-am băut. Ok, bă, e bine totuși, hai să punem aici 3, că poate plouă, boys. Poate plouă și dacă vine ploaia, vreau să intre apa normal, nu să ne folosim noi de pe insulă de frunzele astea. Frunzele astea vreau să fie folosite doar dacă nu mai avem nicio altă sursă de apă, boys. Până atunci, hai să vedem, oare avem să mai craftăm un din asta de apă, boys? Ne trebuie un coconut flask, aoleu. Cred că avem destule să ne craftăm din asta. Încă un din asta aici, acum dacă plouă, să avem aici la noi o grămadă de apă, boys. Cel mai important lucru, apă. Că ne uscă gura. Ok, cloth, avem aici cloth. Mai avem aici, pe aici funie pe undeva, boys. Ok, avem un palm frond, avem rocks. Numai bine, oh, piele, hai să lăsăm pe jos astea, pielea, bună ziua. Luăm astea aici, luăm pietrile. Bun. Bun, 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 bun. Deci cât avem nevoie, hai să craftăm. Avem 3, ne mai trebuie o funie, boys, bun. Hai să lăsăm pietrile aici. Nice. Și să luăm niște funii, boys, să culegem. Ah! Să facem încă o funie, boys. Să ne craftăm, să mai avem aici la noi ăla de apă, neapărat. Până atunci, între timp, să face și combustibilul. Deci totul e perfect, boys. Ne trebuie și un coconut flask. Hai să luăm un cocos, o nucă de cocos. Uai, stai, poate mai avem aici un coconut flask. Nu mai avem aici, boys.
Ți minte că am dropat unul. Uite-l! Antidot! Ui, antidot ăla. Cred că l-am folosit pentru antidot, boys, da. Nu mai avem un coconut flask gol, că totuși e foarte prețioasă funia. Așa că, bun, hai să mergem să culegem, boys. Să ne facem coconut flask-ul. Welcome! Ia că traci, dă-mi-l! Focus-ul, mulțumesc, mulțumesc, welcome! Fă un coconut... 28 de zile! Bine, bă, boys! Nice! Ok, perfect, hai să luăm asta în inventar. Nice, nu mai am loc. Dropăm axe-ul, că craftăm ăsta oricum. Deci, nu ne interesează, așa, boom. Ia să vedem, putem să craftăm din asta. Ne mai trebuie funie, what? Nu avem funie. Asta că am folosit funea ca să facem coconut flask-ul. Am înțeles. N-ai fai, boys, mai trebuie să luăm repede pentru funie, boys. Nu cred câtă funie mai luăm, ba, doi zi. Nu se poate, măcar avem copacii ăștia care cresc aici din astea, boys. Foarte important, copacii ăștia care ne cresc fibrous leaves din astea, de la care, uite, sticuri. Nice, ok, din asta și la care facem funie. Numai bine, ia, fără funia. Și acum mergem acolo înapoi să ne facem ăla, bă, dai zi! Nice, și avem acum două surse de apă. Numai bine, ia, putem să facem, nu, trebuie să fie în inventar. Bună ziua, bună ziua, oh my god, să dropez tot. Deci așa e enervant că nu am loc în inventar, boys. Cel mai enervant lucru, nu avem loc în inventar. Ok, boom, perfect, îl punem exact aici când plouă. Să știm că pe el vine să intre apa. O, nu putem aici? Aici așa, unde îl punem? Să avem în viziunea noastră, boys. Așa, aici! Bine, bă, boys, doamne, nice! Și ăsta e perfect dacă plouă. Sorbim și ne luăm de aici o apă. Perfect. Bun, hai să vedem dacă s-a făcut fuel-ul, boys. Să merem în aventură. S-a făcut? Nice! S-a făcut! Bun, salvăm mâine de toate, boys. Ora 9 dimineața, perfect. Mere să salvăm, să fim gata. Să mergem de explorat, boys. Să fie dimineața! Bun, hai da, boys, salvăm. Nice. Ok, ne luăm arma cu noi, ne luăm pe Jerry. Cuțitul, cred că lăsăm aici, boys, și pietrile. Ok, cuțitul, pietrele, spyglass-ul luăm cu noi. Arma o luăm cu noi, ca dacă se întâmplă ceva ne craftăm din alea pe drum. Axe-ul îl luăm cu noi neapărat. Ok, Jerry Can-ul și mergem, bă, boys. Nice, ok. Vreau să mergem în partea asta, ok. Ia să vedem aici. Hai, mă, gilocopter, balon, du-te! Uai! Nu! Boys, da, hai să nu mai aruncăm așa tare! Ce-i aia, bă, boysi? De unde a ta forță să aruncăm? Bă! Mă, că numai ce-l ating puțin! Ok, bun, perfect, bă, boysi, mergem încolo. Hai să vedem. Da, așa, ok, 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 chill! Ok, boys, aici, așa, în partea asta, vrem să mergem noi în sud, așa, perfect. Bun, hai să ne urcăm în gilocopterul nostru și să plecăm, bă, boysi! Bine! Aventură! Veni! Aoleu, aoleu, aoleu! Ce, doamne, să... Am ticat cu el, boys, deci nu cred. Care erau șansele să ticăm ca scroafele, boys, da? Cum am intrat în el? Welcome! Clasic! Bă, what? Ok! Bagă-i! Ok! Hai să mergem! Bine! Bine, bă, boysi! Nice! Oh my god! Bă, merem bine! Nici nu mai știu unde am zis că merem, boys. Sincer, nu mă interesează. Am zis că merem în sud. M-am dus efectiv undeva random. Sper că m-am dus bine, boys. Dar nu contează. Nu vreau să mă duc în partea unde e papa Gica. Balenă! Oh my god, ați văzut? Erau, efectiv, am văzut o coadă de balenă acolo. Oh my god, boys. Ok, 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 stat așa. Merem la coada aia de balenă, what? Era acolo, efectiv, am văzut o îndepărtare. Ok, hai spre apa, boys. Să vedem, uite-o, uite-o, o văd. Se adâncește, o vedeți? Oh my god, ce tare. Oh my god, aici-s balene în sud. Sper, boys. Deci, nu vreau să mă duc înspre navă, că în partea cu nava am fost noi. Și în partea asta, în partea asta insulelor, n-am fost aproape deloc. De fapt, n-am fost niciodată mai în jos de insula mea. Așa că, ia să vedem. Bă, boys, unde e? Uite-o! Oh my... boys, sigur aia e balenă. Da, e balenă, boys. Nu cred. Uite cât e. Oh my god, what? Ok, perfect. Ia să vedem. Unde-i balenaițărul? Bă, mi-e frică. Da, de sare pe mine. Ia că-t-o! Nu cred! E cu cap afară. S-o teleportat? Ok. Alo? Balena! Oh my god! Uite-o, boys! Nice! Bine! Ai de capul meu cât-i!
Bă, what? Ok, hai să mergem în continuare, băi, că rămânem fără combustibil repede dacă vrem să explorăm oceanul. Ia să vedem. Ok, deci nici nu știu, nu mai știu de unde a venit. M-am învârtit în aer la balenă și efectiv sper că nu m-am pierdut baboezii. Ai de capul meu, ce tare! Uite aici, o altă insulă. Deci sunt numai insule cu epave. Vreau să văd dacă găsim ceva în ocean. Care mi-a zis ăla? Neapărat. Ok, fiți cu ochii în patru după orice vedeți, boi. Și dacă vedeți ceva, îmi spuneți. Neapărat, dacă cumva ratezi ceva, îmi spuneți. Altă balenă! Uhuhuhu! Bă, asta e mai mare! What? Sau e la fel de mare? Ai de cap... Uite că dă cu apă de sus! Ai de capul meu, boys! Bă, cât îi? Nu cred! Ok! Aici e plin de balene! Nice! Ok, ia să vedem combustibilul. Suntem bine pe combustibil, boys. Avem aproape jumate. O să mergem la următoarea insulă, nu asta. Să ne aterizăm, să punem combustibil, să mergem înapoi, boys, că e puțin cam periculos, dar... Wait, what? Văd ceva acolo, vedeți? E ceva punct alb. E balenă și aia? Cred că e altă balenă în partea aia. Uai, suntem în oceanul deschis. Voi vedeți? Oh my god, suntem în oceanul deschis, boys. Oh my god. Efectiv, suntem în dita mai oceanul. Bă, nu mai e nicio insulă în preajmă. Băi, ok, una îndepărtare acolo. Văd ceva aici în mijlocul oceanului, boys. Văd ceva în mijlocul oceanului. Oh my god, sper să am destul combustibil să mă întorc. Bun. Oh my god, ce aia? Ai de capul meu. Ok. Ok, 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 ok. Arată ca o balenă, boys. E o balenă, cred că e o balenă. E ceva în apă. Ai de capul meu, mi-e frică. De ce nu se mișcă? E tot acolo de când am văzut-o, vedeți? Punctul ăla de acolo. Oh my god. Bă, tare curios de ce îi. Oh my god. Boys, o fost cea mai bună idee cu elicopterul ăsta. Ia să vedem. Alo, balena. Oi, oi, pavă. Oh my god. E o epavă în mijlocul oceanului. Așa ceva n-am mai văzut până acum. Oh, nu, eu... Wait, what? E o balenă moartă. What? E un rechin. Un rechin gigantic mănâncă balena, boys. What? Oh my... The Meg! Megalodonul! What? Boys, e megalodonul aici! Oh my god, nu vine să cred! Combustibil, nu mai avem combustibil! E megalodonul aici, uite-l! Mănâncă megalodonul din balenă! Oh my god, l-am găsit! Ok, hai să ne întoarcem înapoi, boys! Reapărat! Repede înapoi! Repede! Oh my god, l-am găsit megalodonul! E aici! Oh my god, să mergem înapoi acasă! Oh my god, bun, avem destul combustibil să ajungem pe insula aia, nu mă deranjează. Ne băgăm combustibilul care ne-a rămas și mergem înapoi acasă și cred că mă reîntorc cu raftul aici, boys. Ai de capul meu! Nu cred! L-am găsit! Bă, era gigantic, mâncat din balenă, what? Efectiv, a omorât megalodonul o balenă. Era urechin negru. Ai de capul meu, ok. Haideți înapoi acasă, bă, boys, repede! Bun, problema e că... Oh my god. Oh my god, aud melodia de boss. De ce aud melodia de rechin din apă? Nu-mi spune că vine pe mine. Hai să ne ridicăm sus de tot, boys. Hai să ne ridicăm sus de tot. What? Mi-e frică că sare din apă pe mine. What? Efectiv, cred că m-a urmărit. M-a urmărit? Mai avem combustibil? Mai avem. Nu m-a urmărit, nu? Uite-l acolo. Ok, nu ne-a urmărit, e acolo. E încă punctulețul ăla micus de acolo. Nu știu dacă vedeți voi, dar... Hai să mergem aici, să aterizăm. Oh my god, l-am văzut! Era un rechin goblin, nu era rechinul ăla nostru gigantic megalodon, era un alt rechin goblin. Ok, 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 măcar știu că tot este bine. Hai să aterizăm aici, băgăm combustibilul și mergem acasă. Bă, balena e atât acolo, what? Ok, nice, bun, hai să aterizăm, bună ziua. Perfect, ok, hai să aterizăm aici și salvăm combustibilul, boy, stop. Stop, 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 stop la tot, stop la tot. Ok, ai de capul meu! Cea mai bună idee e să ne luăm mai plus combustibil. Nu aveam destul să mergem acasă. Efectiv, nu aveam destul să mergem acasă. Dacă rămâneam așa. Ai de capul meu, boys. Ok. Bun. Nu vine să cred! Oh, no, 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 no. Mr. Krabs! Nu! Au! Mr. Krabs! Nu-ți rușine, mă scroafă! E crab! Balund! Na! Au! Deci urăsc crabi! Na! Na! Mori, mă! Na! Bun, boys, ok, unde e insula de unde a venit noi?
Avem o problemă mare. De unde a venit noi, boys? Oh, balena! De acolo, de acolo, de acolo a venit noi, de la balena aia! Oh my god! Vedeți? Dă cu coada în depărtare! Oh my god, uite-o! Uite-o! Uite-o, boys! Mamă, ghidul nostru, boys! Salvarea noastră! Nu cred! Ok, și văd și cea... Văd și un rechin acolo, boys, da. Ok, deci... Încolo trebuie să mergem spre balenaiță. Țineți minte, boys, unde e? Așa. La balenă, merem noi și undeva acolo e baza noastră. Bun, ce aș vrea să fac aici, boys, e să tăiem lemne, să ducem acasă, că a rămas fără lemne acasă și cartofaițări! Poate, poate găsim cartofaițări, nu vine să cred că am găsit megalodonul. Nu vine să cred, boys! Bă, deci efectiv mâncat din balenă, mi-e frică să merem, boys, dar o să merem cu nava la el, o să merem cu Pluta și îmi iau toate sulițele alea de lemn, toate sulițele de lemn să-l atacăm. Poate putem să-l omorâm, să luăm prima bucată din avion. Nu cred, potato. Nice! Bagă, bă, boysi! Și hai să tăiem lemnele, boys, să merem acasă! Bagă-i! Ok, boys, am o idee ce să facem, boys. Fiți atenți aici. Cred că putem să mergem să luăm un cufăr de poipavă și așa putem să cărăm mai multe, pentru că putem să băgăm în cufăr o grămadă de lemne și în cufărul ăla îl luăm în inventar, boys, da. N-are sens, dar uite-mi că e acolo balena. Doamne, nu cred. Nu cred, bă, doi zic că balena aia e salvatorul meu. Ok, sincer, mi-e frică să mă bag în apă că e rechinul. Cred că avem destul, bă, avem destul. Hai să mergem acasă să nu se facă noapte, boys. Neapărat, repede, că se cam întunecă. Și nu vreau să mergem acasă pe noapte, boys. Așa că hai să ne grăbim repede că tăcăși, boys. Mergem pe balena aia, avem destule lemne la noi. Hai să mergem acasă. Da, haide. Haide acasă, boys. Haide că nu e bună. Oh my god! Nu! Nu te prosti acum, domnul elicopter! Hai da! Așa! Bun! Dacă ne lovim acum e grav, că nu avem mult benzol! Te rog, fii acolo, balena! S-o dus, s-o dispărut balena! Bun, dar pe aici era, nu, boys? Ok, uite-o! Nice, e încă aici! Balenoaia mea frumoasă! Pășicace, balenoaie! Ok, perfect! Merem în partea asta acasă și o să venim cu raftul, ne pregătim de luptă cu megalodonul, boys! Mergem la luptă cu megalodonul. Ok, perfect. Nice! A luat și cartofi și lemne. E perfect, ce vrei mai mult de atâta? Efectiv, a fost tripul perfect, aventura perfectă. Oh my god, bă, nu vine să cred, l-am mâncat din balenă. Fuai de cap meu, nu știu cum facem. Dar, ia să vedem, avem combustibil destul, da. Să ne uităm la balena asta deasupra, boys. Oh my god, și aia la altă, cred că e acolo, vedeți? Sau e pava aia? Că erau două balene aici, mai țineți minte, erau două. Ok, bună! Balenai, țărău! Alo, bă, boi! Alo! Ia că to! Nu cred, îi sub apă, boys. Îi sub apă, uite-i! Nu cred, se întoarce! Face tumbe! What? Bă, ce tare, se joacă cu noi! Ok, boys, hai să mergem acasă, că, da, combustibilul. Ok, balenița, îmi pare rău, băi, ești prietenul meu cel mai bun, dar mă duc acasă, că, uite aici, mă duc acasă, că nu mai am combustibil, băi, și se întunecă, rămâne fără viziune, boys. Hai să ne prostim acum, efectiv, să nu ne riscăm viața. Balena asta o să mai întâlnim aici, e prietena noastră din ocean. Sper să nu plece niciodată de aici, boys, sper să rămână acolo cu noi tot timpul. Ar fi super tare să avem și noi măcar un prieten care e în viață. Măcar unul, Jerry săracul dorme tot timpul și nu pot să ară balena că mi-e în buzunar. Nu pot să bag mâna după Jerry cât timp zbor în buzunar, boys, dar da, hai să merem acasă. Hai de cap, uite cum se vede luna în timp ce zburăm. Deci e horror, imaginați-vă să picăm acum. Dacă nu aveam combustibil în plus, nu puteam să venim înapoi. Deci cum era să picăm ca scurafele acum? Jos, boys, opa. N-ai fain, era horror. Acasă, uite-mi casa, boys! Nice! Bă, nimeni de parte de casa noastră ăla. Mă face să cred. Cel mai frică mit de serpentina aia și de caracatița gigantică. Mi-a zis omul ăla că există caracatița și serpentina gigantică. Și mi-a zis de megalodon și au avut dreptate. De 100% celelalte două creaturi există. Nici nu pot să imaginez, boys. Nici nu vreau să mă gândesc că o să dăm odată în apele astea de o caracatiță gigantică. Dar acum... focusul nostru e pe megalodon, boys. Bine că am dat de el prima oară. Totuși e un rechin gigantic, dar, bă,
mai bine decât o caracată gigantică, poate ne fură în adâncuri, boys, ok? La fix combustibil, boys, la fix! Nice! Acasă! În sfârșit, bă, boys! Uai de capul meu! Bun, hai să aterizăm! Ah, nice! Oprim motorul și tragem asta aici așa. Yeah! Ah, nice! Ah, ah. Perfect, ok, lasă-l acolo, boys. Nu cred. Bun. Mai avem și lemne aici. Numai bine am adus lemne acasă. Ba, boys. Bum. Perfect. Bun, acum hai să salvăm și să vedem ce facem în următoarele minute, boys, pentru că trebuie să merg la Megalodon. Boys, ok, fiți atenți aici, ne luăm într-un cufăr, efectiv într-un cufăr gol, ne luăm și ne punem absolut toate astea, boys, toate astea. Bun, am organizat puține și chestiile astea, repede, am dropat puțin inventar și îmi iau aici toate surițele astea care le avem, boys, să merem să-i dăm! Merem să-i dăm, ba, boys, merem să-i dăm neapărat, deci nu se poate, sper să fie destul chestiile astea care le avem noi acum, surițe astea de lemn, nu știu câtă viață poate să aibă rechinul ăla, dar câte surițe poate să înghită, acum să fim serioși, bagă-i! Ok, hai să luăm hoe-ul ăsta de aici și îl lăsăm aici pe jos, lângă foc, aici la noi, boys, unde am avut ăla de foc, numai bine, și mai luăm 4, să fim efectiv stacați la maxim, boys, când suntem gata de război, suntem gata de război, așa că, boys, ia să vedem, bun, bagă-i! Perfect, ok, bun, avem surițe la noi, avem pușca cu un glonț, avem pe Jerry, avem binoclu, avem apa care, bă! E gol apa, boys, dar cred că avem de ajuns apă, ok, hai să mai luăm câteva apă de aici, boys, aia care ne-a rămas atunci, o din asta, o sorbitură, suntem momentan bine cu mâncarea, ok, hai să merem, bă, boys, nu ne dăm bătuți, ok, nu cred că merem la Megalodon, deci mi-e frică de nu mai pot, boys, dar mă duc pentru voi, de data asta chiar mă duc pentru voi, boys, ok, stai să nu fie pânza jos, ok, bun. Mergem împreună, boys, la Megalodon. Hai da. Ok, elicopterul e acolo. L-am aruncat, sper să fie bine. Ah! Bun! Dai drumul la sail! Nice! Ok. Perfect. Bă, măcar m-am obișnuit cu balenele. Stai așa că nu mai țin minte unde era. În care parte? Deci, am plecat cu elicopterul de acolo. De pe pietri. Oh my god. Stai că nu mai țin minte exact unde, boys. Oleu, nu... Balena, unde e balena noastră favorită? Unde e balena... Balenaițărul nostru, boys! Ok, trebuie să fie pe aici pe undeva balenaițărul. Ia să vedem. Cred că între insula aia și insula aia cu pietri de acolo din depărtare, nu știu dacă o vedeți voi, dar eu o văd. Ia să vedem. Între insula aia trebuie să mergem noi. Ia să vedem. Insula aia, ok, da, și insula aia între pietri. Pe acolo am fost prima oară cu elicopterul nostru. Perfect! Hai da, boy, să mergem! Bă, mi-e frică, sincer, mi-e frică. Te rog să fie vreme bună. Oh my god, boys! Rechinaițărul! Oh my god! Mere să l-am arunc pe baboi! Stai tu liniștit, baboiu! Unde vii? Ți-e ciudă! Deci, ca idee, ăla e cât raftul nostru. Oh my god, sper că raftul nostru e destul de puternic să nu ne îmburde. Ai de cap, boys? Nu știu dacă facem o greșeală mortală sau nu, dar o să aflăm acum. Ai de cap meu, boys. Mi-e foarte frică, dar hai să mergem în continuare să vedem ce se petrece, boys. Poate dă-mi arde balena noastră favorită, dar văd că o dispărut balena noastră, nu mai e aici, nu mai își arată coda, dar hai să merem, bă, doi zi! Repede! Ok! Oh my god, e rechin balenă, boys. Rechin balenă în spatele nostru. Ok, ia să vedem. Nu-l vedem de aici, dar știu că era înspre insula aia. Era câte rechinul ba... Rechinul ciocan. Rechinul balenă și rechinul ciocan, boys. Ia că tăi. Baboiu, ce cățaci! Ok, bă, ca idee, rechinul care merem e, cred că, de 5 ori mai mare ca ăsta. Deci, boys... Aleluia! Aleluia! Ok, boys, ia să vedem, merem cu, efectiv, curajul înainte, boys, altceva n-avem să facem, suntem curajoși, altceva, efectiv, bă, totuși, știi ce aș face eu, boys? Liniștit, m-aș pune pe insula aia și m-aș pune să dorm, boys, măcar să merem pe dimineață, boys, să nu merem cu sara în cap, voi ce ziceți? Neapărat merem, în siguranță, cu seara...
afară din stresul nostru, boys. La revedere! Că văd că se face sară, boys, tică soarele. Ai de capul meu, deci e horror, ba boysi, bun. Merem la zi următoare, deci, ai de capul meu, ba boys, o să fie efectiv horror. Hai să merem, da, hai să merem mai bine așa. Merem pe insula aia, ne facem o mini bază de dormit acolo, ne facem un pătuț, să dormim, salvăm și știm că suntem în siguranță. Dacă se întâmplă ceva, nu murim, boys, că nu vreau să mor. Mă gândesc, boys, dacă mor în jocul ăsta măcar o dată, să fie atunci sfârșitul serii, boys. Ar fi trist, dar așa învățăm ca să supraviețuim, să fim foarte grijulii cu viața noastră. Adică era să murim de atâtea ori, boys, dar n-am murit, așa că cine știe. Poate ar fi mai fain, ia să vedem. Bun, îl vedem? Bă, nu văd nimica, boys, dar faza e că e cam ceață. N-ai fain, boys, e cam ceață afară. Welcome, bine că vine ceața, boys. Nu mai avem balena să ne ghideze, dar măcar ne-am învățat cu locul ăsta. Alo, balenizerul? Bă, mi-e doar de balenă, efectiv. Bă, sincer, de balene mi-era cel mai frigă până acum în jocul ăsta, până mi-a zis omul ăla că există și caracatițe, dar mi-era foarte frică de balene că nu știam ce fac, dacă te dau afară din navă, dacă te înghit. Dar aparent balene sunt prietenoase, boys, și am văzut că face tumbe, mă arată burta, dă cu cada. Bă, sunt chiar super tari balenele, așa că, da, cred că sunt cele mai faine din joc. Până acum, cel mai frică îmi este de rechini, boys, da, pentru că n-am văzut altceva, dar sigurat că caracatița aia gigantică și șarpele ăla de mare, nici nu vreau să mă gândesc, boys, un șarpe de mare gigantic, cred că mor de frică. Ok, boys! Hai să merem aici, ajungem imediat să ne facem bază! Bine! Da, nu cred la bine deloc să mergem pe ziua, boys, pe noapte. Era horror or 12, boys, ok, perfect. Hai să ne acostăm aici, boys! Ok, perfect. Oprim sail-ul, am învățat, boys, oprim sail-ul. Numai bine și hai să mergem. Nice, ok, punem ăsta aici. Hai să ne facem un loc de bază, să fim siguri că raftul e bun. Și văd că acolo e megalodonul, boys. Acolo așa, nu vine să cred. E așa. Na, mă, nu pot. Da, hai, mă, serios, mă, eu mâncat crabi. E mâncă megalodonul, e acolo, boys. Vedeți, un mic punctuleț, nu știu dacă vedeți voi, dar e acolo așa, boys. Îl văd exact acolo, văd balena moartă. Până una altă, hai să facem de aici loc de... Numai bine! Shelter, boys, ce ne trebuie? Un shelter, un shelter micut să dormim. Ca scrofele. 4 panfronduri funie și 3 lemne. Vin imediat, bă, boys, imediat vin! Jerry, scoală-te, balund! Ok, lasă astea aici, hai să ne luăm înapoi, că mi-am dropat aici binoclu, boys, că n-aveam loc în inventar să craftez ăla. Deci, da, o trebuie să-mi dropez binoclu și apa, boys, apa. Unde îi apa aici? Pe aici am dropat sticla de apă. Uite aici, perfect. Bun! Dimineața, boys! Ok, hai să ne pregătim nava, să merem înspre Megalodon, boys, horror. Ce se întâmplă aici, îmi vine să plâng. Dar îmi înfrunt fricile pentru voi, boys. Nu credeam că o să ajungem chiar aici să mergem la Megalodon, boys, dar uite că suntem, nu vine să cred, suntem încă în viață după atât timp. Deci, hai să punem ăsta, să fim gata de pleca. Nu spune că vine crabzul, deci mai pot, e crabul sub navă! Iacă-te-l, deci iacă-te-l! No. Deci, efectiv, nici nu vrea să bată cu mine! Ama, fuge, no, fuge, no! Ok, dead! Nu mai pot cu crabii ăștia, bă, doi și... Ok, bun. Hai da, boys. Azi mi s-a întâmplat ceva ciudat cu jocul, boys. Mi s-a coruptă salvarea la joc. Bine că am reușit să o readuc, boys. Deci nu vine să cred. Dacă pierdeam toate salvările la joc, efectiv îmi venea să plâng. Dar am salvat-o. Am avut o problemă cu jocul astăzi. Deci, fai de capul meu, m-am sperat că pierd tot ce am avut. Efectiv nu mai dădea save și nu mai dădea load. Deci am crezut că mor. Dar ia să vedem unde îi megalodonul, boys. Ai de capul meu. Bun. Ia să vedem în care parte îi. Uite-l acolo, e acolo, la fix la zoom. E acolo, vedeți? Un punct miculeț. Fui, mamă, mi-e frică rău. Dar merem, boys, merem împreună, ok?
Bun. Haide ca... Stați așa să-mi fac curaj, boys. Nu. Ok. Hai să merem, bă, boys. Zici, cât poate să fie de rău, bă? Cât poate să fie de rău acum, să fim sinceri? Ia să vedem. Ok. Mamă, mi-e frică rău, mai pot. Hai da. Oh my god. Wait, what? Unde mi-e cufărul, boys? Nu. Stați așa, unde mi-e cufărul? Unde îmi este cufărul, boys? Nu-mi spune că mi-a picat cufărul cu toate săgețile! Că plâng! Ba, boysi, ce se întâmplă? Stai să mă întorc înapoi. Stați așa, ne întoarcem înapoi, ba, boysi. Nu se poate. Oh my god, unde îi? Deci unde îi? Nu. Nu ne jucăm așa. Nu ne jucăm. Deci unde îmi este chestul? Unde îmi este chestul, boys? Aici să fie. Unde îmi este chestul? Nu cred. Boys, l-am pierdut. What? Mi-a picat în apă! Bă, what? Nici nu țin minte să-mi fi picat în apă, boys. Nu l-am văzut să pice. Ok, nu-i pe aici. Unde e, boys? Aici nu e. Ok? Deci, a rămas fără. Avem 12. Nu știu dacă l-o omorâm din 12, cred că nicio șansă. Dar, hai să vedem. Bă, nu cred. What? Vedeți voi și nu-l văd eu? Nu e aici. Efectiv, nu e aici. Bă, nu cred așa ceva, mă. Deci, nu vine să cred. Ok, boys, merem așa. Dacă am zis că merem. Numai sper să nu mor, boysi. Sper să nu mor, ba, boysi. Atât. Sper să nu mor. Ok. Îi în partea... Unde e? Unde e baboiul? Uite acolo, așa. Ok, ai de cap meu, bă. Deci ai de cap meu, ce fac acum? Nu vine să cred că fac... Nu vine să cred, boys. Efectiv, oh my gosh, mai vin și rechini acum. Ok, știi ceva? Nu contează. Merem... Lasă-mă în pace! Că mă duc la fratele tău mai mare! Megalodonul! No! Ba, boys, nu! Ok, mergem bine? Ia să vedem. Merem bine. Mergem bine, ba, boysi. Ok. Ia să vedem. Ce se întâmplă aici? Sunteți gata? Sunteți gata, boysi? Hai să scoatem sulițele. Să vedem măcar cât damage îi dăm. Sper să aibă HP. Să măcar să vedem cât damage îi dau. Că la porc nu văd cât damage îi dau la porc, boys. Măcar atâta. Să ne dăm seama cât damage și are chinu. Ok, să vedem ce să facem. Acum învățăm, merem să învățăm. Ai de ca... stresat la maxim. Ce fac eu pentru voi, boys, că nu mai pot. Merem 29 de zile. Bine, ba, boysi. Am pierdut o zi pentru că mi s-a corupt salvarea, boys. Deci, cred că trebuie să fim la ziua 30 sau ceva de genul, dar suntem bine. Bă, bine măcar că știu unde e acum și am salvat salvarea, măcar atâta, boys. Că dacă pierdeam totul, plângeam. Nu cred. Efectiv, ne apropiem, boys. Ne apropiem. Uite-l. E acolo. Ai de capul meu. Bă! Ba, boysi, mi-e frică de mor! Ok. Ba, boysi, ok. Ok. Haide. Hai că ne apropiem de el, boys. Haide că ne apropiem de Rekinizer. Haide așa. Bun. Perfect. Te rog, spune că nu ne dă pe jos, boys. Măcar atâta. Oh my god, acum vii și tu, rechinul balenă. Du-te că te mâncă. Ăsta e prietenos, boys. Du-te că te mâncă. Nu veni cu mine, rechinul balenă. Oh my god, fix acum vine și polundul ăsta. Cel mai oribil moment care să vină baboiul să mă ajute. Oh my god, pleacă. Sper că ai plecat, că te mănâncă ăsta. Mă mănâncă și pe mine, boys. Da, pe el. Ok, pregătiți-vă să oprim sail-ul, boys. Dacă pic în apă, boys, am ieșit. Dacă pic în apa mea, uite-l. Oh my god, îl văd. Vedeți? Oh my god, uite-l. Încă mâncă balena de ieri. Oh my god. Ok, hai să ne apropiem. Haida, boys. Hai să ne apropiem de el. Acum vinim. Bun, ia să vedem ce să petrece aici. Bun, oprim sail-ul. Să vedem că pleacă. Dar cumva pleacă de aici. Ok, bun, uite-l. Hai să-l activăm sail-ul puțin mai mult. Ok, uite-l. Oh my god, din spatele lui, perfect. Perfect. The Meg. Uite-l! Oh my god! E aici, Megalodonul, boys! Ok, te rog. Nu ne vede acum. Dă-i! Am ratat, nu cred. Dă-i!
Am atat, nu cred. Dă-i, să văd cât damage dau. Te rog. Yes! Oh my god, yes! Oh my god, yes! Oh my god, mi-e frică. Oh my god, e sub noi! Oh my god, uite-l! Oh my god, oh my god, vine! Oh my god! Du-te! Du-te de aici! Oh my god, cât damage dăm? Du-te! Oh my god! Du-te! Oh, îi dăm bine! Îi dăm bine, boys! Nice! Oh my god, dacă aveam chest-ul, băteam! Oh my god! Îi dăm bine! Du-te! Nu! Nu, 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 nu! Oh my god, unde e? Unde e? Unde e, boys? Unde e? Oh! Oh my god, e sub noi! Nu-mi dau seama ce se întâmplă! Fugi!